Bun găsit, doamnelor și domnilor, iată nou împreună aici la Trinitas TV într-o nouă ediție de Bucuriile Vieții. Invitatul meu de astăzi este jurnalist, realizator TV, dar și publicist creștin. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să îi spun bun venit la Bucuriile Vieții domnului Răzvan Bucuroiu. Bine ați venit și vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit și îmi place zâmbetul pe care îl afișați. E de bun augur. Mă bucur, mai ales că suntem la dumneavoastră acasă și vrem să descoperim omul care aduce bucurii. Sunteți omul care a adus de ani de zile bucurii în rândul oamenilor, în rândul cititorilor, pentru că trebuie să spun încă din debut că sunteți fondator al editurii Lumea Credinței. Domnule Bucuroiu, o să dau un pic timpul înapoi și o să mă întorc cam cu 10 ani, atunci când v-am cunoscut pentru prima dată în cadrul unui curs pe care ați venit să-l predați la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și l-ați numit atunci pe Sfântul Apostol Pavel primul jurnalist creștin. Reporter, cred că am zis mai degrabă. Reporter a fost, da, mai detaliat. Al Duhului Sfânt, da, pentru că el a consemnat minuțios și nu numai el, ci cei patru evanghelisti sunt precursorii brezlei noastre, a celor care scriem în această zonă. Sunt primii reporteri ai umanității. Ce au văzut, aceia au scris. Mi-a plăcut atunci că ați spus că dacă ar fi avut Facebook Sfântul Apostol Pavel, ce ar fi făcut atunci cu epistolele? În mod sigur că le-ar fi postat pe Facebook, dar creștinismul nu s-ar fi împrăștiat cu atâta vigoare și cu atâta forță, pentru că n-ar fi avut baza aceea energetică formidabilă care a fost sângele martirilor. Pe Facebook poți să comunici idei, poți să comunici impresii, nu poți să comunici o trăire în Duhul Sfânt și nu poți să comunici starea de martiriu în care ajunge un om care îl mărturisește pe Hristos. Așadar și Facebook are și el limitele lui, după cum se vede. Nu poate să facă chiar orice. Slavă Domnului! Domnule Bucuroiu, dacă ar fi să încercăm în ediția de astăzi să conturăm profilul unui jurnalist creștin, care ar fi acela? Foarte grea întrebare, pentru că trebuie să ne punem problema dacă mai există o presă creștină cu adevărat și cum arată ea și în mâna cui este. Pentru că orice canal media trebuie să aibă în spate un proprietar, o entitate, un grup de interese, o persoană pur și simplu. În cazul presei creștine mi-ar plăcea foarte mult să cred că în spatele ei este Hristos și că cel care este comanditarul final, ca să zic așa, este Dumnezeu însuși, cel care inspiră anumite acte de presă, anumite acte media, anumite acte de comunicare. Asta este în teorie și ceea ce mi-ar fi plăcut mie să fie. Să fie și să cred că ar fi. În realitate însă, cei care stau în spatele canalelor media religioase, putem să le spunem așa, în afară de Patriarhia care are acest centru media foarte clar și foarte bine definit, foarte bine profilat, spun că în spatele unor canale de comunicare în zona creștină sunt și persoane care au agendă proprie, interese absconse, întotdeauna sunt de bună credință sau nu întotdeauna pot să spun că înțeleg exact care este demersul lor și care ar trebui să fie palierul lor de competență. Din acest motiv spun că întrebarea este puțin generală și mi-e greu să răspund la ea. Cum ar trebui să fie portretul robot al unui ziarist creștin? M-am mai întrebat de-a lungul timpului diferite persoane care au vrut să afle asta din gura unui dinozaur de presă, pentru că trebuie să mărturisesc, deși aveți în față un om care pare tinerel așa, nu sunt chiar atât de tânăr în branșă, cred că sunt persoana cu cea mai îndelungată și constantă experiență, spun asta fără să mă lau, ci de la nivelul tâmplilor argintii care... Nu întâmplător suntem astăzi aici. Da, mi-ar plăcea să cred că nu este întâmplătoare prezența aici. Cât trebuie să fie în cazul unui act de comunicare media religios, cât trebuie să fie conștiința personală a celui care scrie, a celui care redactează un material și cât trebuie să fie acea stare obiectivă pe care orice ziarist este obligat să o aibă sau măcar să încerce să o atingă, chiar dacă nu toți suntem obiectivi. De fapt, ce înseamnă a fi obiectiv? Că ceea ce mi se pare mie a fi obiectiv, este posibil ca celălalt să-i se pară pur subiectiv. Așadar,
discuția este puțin oțioasă, dacă îmi permite, și ne poate duce către alte zone de speculație și de teorii încălcite. Ideea este asta, trebuie să scriu conform propriei mele conștiințe, trebuie să scriu conform ideii a binelui comun și a informării cât mai corecte a unui public care la rândul lui vrea să aibă parte de o informație de calitate. Nu trebuie să mă las atras în tot felul de cotloane ale realului care ne sunt cumva induse de tot așa de către anumite entități media, teorii ale conspirații, zone din acestea obscure, cu interese ascunse, cu zone tăinuite, oculte chiar. Cred că trebuie să ne ținem departe de această zonă tenebroasă. Ea are, dacă există, ea are un văl, iar vălul acela este pus în permanență acolo, pe aceste situații, de către potrivnicul. Cu ce putere aș intra, aș putea să intru eu, să demantelez, să devoalez aceste pâcle, aceste orizonturi tenebroase pe care potrivnicul însuși le așează, cu ce putere pot eu să fac asta? Pot să încerc să aduc anumite lumini, dar nu pot să explic până la capăt lucruri pe care n-ar trebui să le înțeleg cu conștiința mea creștină curată. Așadar, prefer să mă păstrez în afara zonei astea. Asta nu înseamnă că sunt naiv, că sunt neinformat, că nu mă interesează ce se întâmplă la orizontul puțin mai îndepărtat al propriei mele realități. Dar nu dau curs acestor ispite, pot să le numesc, de fiecare dată te arzi. Să spunem, ar avea nevoie jurnalistul creștin de anumite calități sau care ar putea să fie maximum de defecte pe care ar trebui să le aibă? Ceea ce vă vorbește este o sumă de calități și de defecte, dacă îmi permiteți, pentru că asta este omul. Am greșit și eu în această viață profesională. Am avut câteva erori de parcurs pe care le-am corectat cât am putut de repede, pentru că față de alte persoane din Brazlă, mie îmi pare realmente rău când greșesc. N-am pace lăuntrică, mă chinuie faptul că am greșit sau că am nedreptățit pe cineva cumva sau că am aruncat o vorbă care nu era potrivită și care peste un timp s-a arătat a fi chiar eronată. Judecăți de valoare eronate. Însă, în general, când pornești, să zicem, nu un atac de presă, dar când pornești o descriere puțin mai serioasă asupra unei fapte, asupra unei realități, asupra unei persoane care face ceva, atunci te mai sfătuiești și cu alții. Și vezi că sfatul este cel mai bun filtru până la urmă și trece exact ceea ce trebuie să treacă până la urmă. Pentru că și sfatul multora, oameni de calitate, în opinia cărora chiar crezi, este formulată onest și în baza unei expertize, acesta este un public în mic. Și dacă publicul acesta în mic spune că este în regulă, atunci cred că și publicul mare va spune același lucru și că faci un lucru, să spun, de folos. Trăim într-o lume agitată, o lume în care suntem așa după o goană a informațiilor și încercăm să ne luăm informațiile cât mai repede, acum, aici, fără a mai sta așa cum odinioară învățam în facultățile de profil, să aflăm informațiile sau să le verificăm, mai bine spus, din trei surse. Este greu în zilele noastre să mai faci din bine o știre? În general, binele nu vinde. În ceea ce privește presa, în general, toate campaniile de advertising agresiv se bazează pe anumite angoase, pe anumite temeri, pe anumite frici care există, dar se și induc. Acest cult al fricii, al nesiguranței în care trăim, dacă nu-i medicamentul cu tare, dacă nu mănânci cu tare lucruri, dacă nu te îmbraci într-un fel să ai o mașină foarte puternică și foarte sigură, deci acest cult al fricii induse are în spatele lui interese comerciale pure. Știrea bună, în general, nu vinde. Este în toate facultățile de jurnalism, se spune așa, un tren care vine în gară la ora 5, la ora cuvenită, nu e o știre. Un tren care întârzie o oră, iată știrea, de unde putem face rating, audiență, în fine. Cu toate astea, am experimentat de-a lungul unei vieți întregi știrea cea bună, știrea folositoare. Și când am început acest demers editorial, Lumea Credinței, mi-am propus, asta a fost cu metodă, cu plan, din capul locului să prezint știrile bune, știrile care zidesc, care folosesc, în urma cărora omul
rămâne cu o bucurie, mai mare sau mai mică, mai intensă sau mai scăzută, de mai lungă durată sau de mai curajă scurtă de acțiune. Spre marea, spre imensa mea surpriză, fiind la ora aceea, deci în 2003 eram singura publicație de pe piața de presă, care în 2003, vă rog să mă credeți, era fulminant, adică erau chioșcurile, erau dărâmate de... Pline de ziare, de reviste. Da. Unde sunt acelea? Întreb și eu acum. Au dispărut? Au dispărut. Da, și online agonizează și ele care cum. Așadar, eram singura publicație, singura revistă care prezentam lucrurile sănătoase, lucrurile bune, fără scandal, fără cancan, fără dezvăluiri senzaționale, fără pe surse, fără nimic. Prezentam numai lucruri bune. Aparent era un pariu mor și am fost luat peste picior de anumiți colegi de brațe, păi cu asta vrei duze. Da, primele tiraje au fost de 10.000 de exemplare, a fost un șoc total, n-a înțeles nimeni nimic. Și iată că până în ziua de astăzi, această revistă micuță, energică și cu o viață tumultoasă, a rezistat, în timp ce, nu spun asta cu satisfacție, doar constat. Toate celelalte publicații sau imensa lor majoritate care au livrat frică, angoasă, anxietate, dezvăluiri, senzațional, click, mic, țic, pic, toate chestiile astea, așa, acum nu mai sunt. Deci am putea concluziona că asemeni bazmului românesc, binele învinge. Pe termen lung, binele învinge și binele nu poate fi nici călcat în picioare, nici eluda, nici ținut la poartă, nici umilit. Binele, într-un fel sau altul, își croiește drum. Este ca uleiul care se ridică la suprafața apei. Apa aceasta tulbure și agită despre care ați vorbit. Da, așa este. Binele este ca uleiul care nu numai că stă la suprafața apei, dar și atenuează valurile. Creează această stare de liniște, de suprafață liniște și ordonată. Asta e binele, care are efect terapeutic. Sunteți o persoană foarte bine ancorată în ceea ce înseamnă mass media românească și aș vrea să vă întreb dacă mai sunt tinerii astăzi interesați de acest gen de presă, o presă curată, aș putea spune. Tinerii deja este un concept destul de vag, în sensul că tinerii sunt orientați acum către alte zone de interes. Este foarte clar că ei nu mai citesc presă scrisă, pentru că presa scrisă însă și dispare pe zi ce trece de la chioșcuri, iar chioșcurile însele dispar. Aceste mici temple care găzduiau o bogăție, o ofertă foarte mare, la ora asta sunt din ce în ce mai puține. Însă tinerii își culeg informația într-un anume fel, sunt ca albinuțele care zumze, mai ales în acest mediu online, și își culeg informația, creându-și practic propriul lor flux de știri, de informații, propriul feed. Mi-e greu să spun dacă tinerii sunt interesați de astfel de lucruri. Tot ce pot să spun este că tinerii, ca orice tânăr, ca orice generație ajunsă la începutul vieții, caută modele. În mod sigur și tinerii noștri caută modele. De asta sunt absolut convins. Iar în clipa în care tu îi pui în față un model serios care a performat cu adevărat în această existență, când expertiza lui, viața lui, componentele sale morale, structura lui sufletească este una sănătoasă, țesătura lui ființială este solidă, atunci cred că este un prilej foarte bun pentru tineri de a se inspira din aceste modele. Deci, oricum ai lua, măcar facem această operă, această lucrare de prezentare a unor modele reale de viață sănătoasă într-un Hristos veșnic actualizat. Domnule Bucurău, spuneți de aceste modele. Sigur, îmi pare așa ideal să existe astfel de modele după care tinerii să tânjească, să vrea să le urmeze și așa mai departe. În schimb, le mai găsim? Până la urmă găsim pseudomodele mult mai rapid și suntem tentați, sau generația tânără este tentată să ia după acele modele de reușită imediată, fără puțină muncă, fără puțin studiu, efectiv să devină acum vedete. Da, umanitatea a intrat într-un fel de grab, așa, într-un fel de agitație, de panică a ratării unui moment, nu știu care este anume acesta. Timpul alergă foarte
repede și fiind atât de presați și de asaltați de tot acest flux de informații, ni se pare că fiecare zi e mai scurtă, e mai dinamică, e mai grăbită și dacă te uiți în spate, aproape ai senzația că n-ai făcut nimic. Scăpându-ți timpul printre degete, trebuie să te agăți repede de o certitudine, trebuie o ancoră. Ca să spui că viața ta a intrat totuși pe un făgaș și că poți să te îndrepți către un orizont clar. De aceea, oamenii tineri caută lucruri înfăptuite repede, cu un câștig, bine, aspirație firească dacă să te gândești, cu un câștig material imediat și substanțial, recunoașterea unor calități și a unor competențe care însă nu sunt verificate în timp, că n-au cum să fie verificate în timp, vorbind despre tineri. Nu sunt de condamnat însă, pentru că între ei sunt oameni de foarte bună credință și de foarte bună calitate sufletească, în așa fel încât material există. Problema este că sunt din ce în ce mai puțin modelatori ai acestui material plastic care poate fi modelat, e drept, în timp, dar trebuie să fie acele mâini dibace, talentate și serioase, care să scoată până la urmă un produs uman finit, dacă pot să spun așa. Cine este de vină pentru acel timp pe care îl pierdem, care se scurge printre degete, așa cum spuneați? Putem să facem ceva în sensul acesta? Sunt convins că și dumneavoastră ați văzut acel documentar pe Netflix, The Social Dilemma. Ați văzut. Ce spunea unul dintre protagoniștii și creatorii acestor rețele de socializare, canale media, în fine, tot acest orizont virtual, digital, în care chiar trăim concret, deci nu e abur, e chiar viața noastră în aceste canale. Spunea așa că, practic, rețelele de socializare vând un articol, un bun pe care ei nu-l au, dar pe care îl avem noi, timpul nostru. Deci, practic, marfa lor este exact timpul nostru petrecut în fața unui device, în fața unui ecran, laptop, tabletă, calculator, ce este, telefon. Cu cât stăm mai mult în fața acestor ecrane captivi, cu atât ei pot să încaseze sume mai mari pentru că rulează publicitate. Da. Adică noi înșine credităm acest mod de a fi, acest business în contul nostru, dând gratis ceea ce ei nu au, și pe care, și marfa aceasta, timpul nostru, e un timp pe care nici nu l-am primit chiar gratis. Dumnezeu când ni l-a dat ca și ca timp al mântuirii, ca timp al desăvârșirii. Dacă noi alocăm o mare parte din acest timp ca să-i dau lui Zuckerberg, să zicem, sau oricărui magnat care are în spate aceste rețele formidabile care au modelat relieful sufletesc al planetei, trebuie să acceptăm asta și informațional, e bine, dacă îi dau lui Zuckerberg, să zicem, puneți bip aici, ca să... și nu-i dau și lui Dumnezeu, poate nu în egală măsură, că Dumnezeu înțelege care e concurența, dar trebuie să-i dau și lui, într-o măsură importantă, acest timp. Deci, ideea e ca să șeruiesc între ceea ce trebuie să dau lumii astea, vama acestei lumi, și ceea ce trebuie să-i dau înapoi lui Dumnezeu, el dându-mi de fapt totul. Eu trebuie să dau o mică parte înapoi, dar măcar acea fărâmă trebuie să o dau, este obligatoriu. Vedeți că poate involuntar m-ați întrebat dacă am văzut acest film documentar, dar dacă nu l-aș fi văzut, aș fi părut un ciudat care nu este ancorat în vremea respectivă, pentru că nu și-ar petrece acel timp în fața acestor gadgeturi, pentru că acolo le vedem. Știți ce m-a uluit? Faptul că toate aceste realități virtuale, toate aceste aplicații, canale, mă rog, în fine, ce sunt ele, au în spate persoane concrete. Senzația mea până acum era că erau niște duhuri în spatele acestor situații care cu o baghetă magică inventau aplicații, sisteme, butoane, moduri de comunicare. Când am văzut cum arată inventatorul butonului like, a apărut un tip cu carne și oase, cu subiect și cu predicat, a spus, eu sunt cel care am inventat like-ul. În clipa aceea vezi că totuși, dezvrăjindu-se puțin povestea, ai înțeles concret că erai pe mâna unui tip ca și tine, deci nu avea nimic special, nu era nimic ocult, nu era nimic misterios sau suprafiresc, o persoană, un inginer sau cea programator care a spus, eu sunt cel care
în clipa în care afli asta și că s-a dezvrăjit tot acest orizont care părea că vine de undeva. Misterul. Da. Și am spus, hopa, ia mai stai tu acolo cu like-ul tău și să mai vedem, să ne mai vedem și de viețile noastre reale. Deci putem să încercăm să facem și asta, să ne trăim viața reală. Obligatoriu. Și mai este ceva, dacă îmi permiteți, asta m-am gândit acum un timp, să nu mai trăim viețile altora. Haideți să ne trăim propria noastră vieți. Putem? Este obligatoriu, pentru că dacă trăiești viața altora și te uiți la el și spui, uite cât are acest om, ce bine de el, uite în ce mașină stă, în ce vilă, uite ce concedii are, uite ce... Nu știi care e prețul. Nu știi care e prețul acelor lucruri și nu știi care e prețul și fericirii, dar mai ales al nefericirii lui. Nu știi dacă tu puteai să faci acele lucruri, dacă erai în stare să faci acele lucruri. De asta spun că trebuie să ne trăim propria noastră vieți. Și în ceea ce privește credința și mântuirea, trebuie să ne vedem fiecare de capacitatea lui de a face față acestui stres soteriologic, metafizic, dacă vreți, care ține de mântuire, pentru că fiecare dintre noi să fim cinstiți, avem acest stres. Undeva este o tensiune, o vibrație în inima noastră. Oare voi reuși să trec de linie sau nu? Voi fi de-a dreapta sau voi fi de-a stânga? Stresul ăsta al finalului nu trebuie nici să ne paralizeze, dar nici să ne facă mai încrezători decât trebuie să fim. Însă trebuie să lucrăm zi de zi, măcar să avem conștiința faptului că la un moment dat vom fi acolo în fața tronului celui preanalt și trebuie să spunem câteva cuvinte. Alea câteva cuvinte care înseamnă viața noastră, faptele și cuvintele noastre, trebuie să ne gândim bine cum le gestionăm. Croim acum, da. Domnule Bucuroiu, deși ați absolvit facultate de geografie, până la urmă ați mers spre această zonă a credinței și, cum spuneam în debut, sunteți fondatorul acestei reviste creștine, Lumea Credinței. De ce nu o revistă legată de profilul pe care l-ați absolvit? Poate putea să fie o revistă despre călătorii, sunt convins că oamenii pe vremea aceea poate că nu aveau la fel de mult acces la călătorii ca astăzi și ar fi fost vândută. Am făcut ca supliment al Lumii Credinței, am făcut Atlasul Lumii Creștine. Un eșec. Cele mai spectaculoase călătorii sunt cele în interiorul nostru și nu spun asta ca pe un loc comun, ca pe un fapt banal, dar totuși cele mai spectaculoase călătorii sunt cele la locurile sfinte, pentru că în pelerinaj, practic, călătorești în propria ta ființă, în propriul tău eu. Trăind acele emoții care sunt foarte puternice, îți dai seama câte parale faci și cum duci acele tensiuni, acele bucurii, acele emoții, fiind pus în fața unor locuri cu o energie duhovnicească specială. În clipa în care pleci în pelerinaj, nu trebuie să fii geograf pentru asta, trebuie să fii doar un bun creștin, și începi să înțelegi, să empatizezi cu locul, să simți pulsul, vibrația acelui loc, atunci vezi și cât este ca o radiografie interioară. Vezi realmente câte parale faci, cât poți să duci, cât înțelegi, cât te bucuri, ce dărnicia inimii ai de a te uni cu acea poveste a altor milioane de oameni care fac același lucru pe lângă tine, cum intri în acest mare circuit al căutării lui Dumnezeu și al laudelor pe care trebuie să îi le aducem. E foarte frumos. Vă amintiți primul pelerinaj fizic în Țara Sfântă? Primul n-a fost, deși am stat aproape o lună de zile la Ierusalim, chiar în 1990. Până atunci vreau să vă spun că n-am ieșit nici măcar până la Ruse. Deci n-am părăsit teritoriul RSR-ului, cum era pe vremuri. Era țara în care Ceaușescu înnebunise complet și transformase România chiar într-un lagăr nord-corean, de factură nord-coreană. Imaginați-vă că prima lună petrecută la Ierusalim a fost o lună nu atât a unei tensiuni religioase, duhovnicești, cât a uluirii acestui spectacol minunat al lumii. O altă lume. O cu totul și cu totul altă lume, altă climă, toate neamurile care veneau, toate limbile pământului, mirosurile Ierusalimului, cum erau oamenii îmbrăcați. Țin minte că scăpat din comunism, aveam 27 de ani aproape, și tunsoarea, părul, hainele, cum erau pe mine, obiceiurile, eram scăpat dintr-un ghetou și practic deschisesem ochii pe o lume în miniatură, care de fapt era toată lumea acolo adunată. Ceva fabulos.
După care, sigur că da, trecând timpul și luându-mi seama și înțelegând care trebuie să fie modul meu de abordare în clipa în care mergi în astfel de pelerinaje și așezându-se și această tulburare existențială post-comunistă din inima mea, am început să reacționez cât se poate de bine, zic eu, iar când am ajuns la Ierusalim, am ajuns de mai multe ori, am avut o bucurie copleșitoare, deși acolo totul este pe repede înainte. N-ai cum să te bucuri prea mult, n-ai cum să stai prea mult. De aceea trebuie să condensezi în fiecare rugăciune scurtă, în fiecare cuvânt, în fiecare gest, toată tensiunea pe care o acumulezi și pe care vrei să o descarci acolo. Dai și primești. Deci toate puterile sufletului și ale trupului sunt încordate, deci ești la vânătoarea vieții tale. Momentul e scurt, e unic, nu poți să ratezi ținta în niciun fel. Ci se ascult. Instrumentarul de bord se diversifică și se reglează foarte bine, în așa fel încât după câteva experiențe pot să spun că ești un om care chiar știe ce caut acolo, știe ce vrea și ce să obțină din acel loc și ce să lasă acolo. Erați o persoană credincioasă în acea vreme? Iată, tânărul acela scăpat atunci, din ghetou. Da. Atunci, da, primisem credința de la maestru Sorin Dumitescu. El este prezent în această casă cu câteva tablouri foarte frumoase. Primisem credința cu câțiva ani înainte, cu 2-3 ani înainte. Eram student la geografie, așa cum am spus. Și acolo, în atelierul lui de pictură, de pe strada Silvestru, am fost inițiat în tainele credinței. De altfel, Răzvan, numele meu, asta înseamnă botezat a doua oară și chiar în cazul meu așa a fost. Am fost botezat odată de prunc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, în centrul Bucureștiului, în brațele părintelui care era și unchiul meu, părinte vrednic, bătrân, a și făcut pușcărie politică, el m-a cufundat în creștinism, iar ulterior Sorin Dumitrescu, prin harul pe care îl primise sau prin credința pe care o primise și el de la Nicolae Steinhardt și prin părintele Galeriu, putea să comunice și autora ceea ce el găsise. Am aflat pe Mesia ce se cheamă Hristos. Realmente, Sorin era pe vremea aceea unul dintre convertiții cei mai aprigi. Era în miniatură, dacă doriți, un Pavel care rătăcea pe Calea Moșilor printre blocurile comuniste pe care Ceaușescu le ridica pe locul vechii căi a moșilor. Era dărâmată lumea veche, Calea Moșilor veche, și apăreau acele închisori supraetajate, cartiere dormitor, acum este Calea Moșilor, o arteră absolut hidoasă. Calea Moșilor, pe vremea tinereții și copilării mele, era un loc absolut șarmant. Domnule Bucurăiu, ați fost până la urmă un deschizător de drumuri în ceea ce privește presa creștină modernă. Dar care a fost prețul? Ați rezistat până astăzi? Mă gândesc că au fost foarte multe tentații, compromisuri. Care a fost prețul? Prețul a fost plătit nu de către mine, ci de către Dumnezeu. El a achitat toate facturile. L-a plătit toate până la capăt și, în plus, mi-a dat și mie bucuria de a trăi o poveste nu numai profesională, că nu e vorba doar despre profesiune aici, de a trăi această poveste de dragoste între tine și creatorul tău, tu punându-i la picioare ceea ce și tu cel mai bine să faci. Adică am considerat întotdeauna că ar fi bine să avem aceste candele pline. Nu știi când vine, nu știi ceasul. În cazul vieții mele, el a venit într-un moment în care nu mă așteptam, nici nu știam că există și a venit. Apoi a revenit într-un moment de mare cumpănă al familiei. De asta spun că în permanență trebuie să ai candela plină, dar nu pot să spun că am plătit un preț eu ca persoană. Eu sunt cel mai fericit om de pe fața pământului. Vă rog să mă credeți că nu este nici figură de stil, nici metaforă, nici mod de a vorbi. Nu există meserie, în ghilimele, dacă... Da, e o meserie mai frumoasă decât asta. Să umbli prin cele mai minunate locuri, locuri sfinte, să cunoști cele mai fabuloase persoane sub aspect spiritual, duhovnicesc,
să ai parte de cele mai intense trăiri ale tale și ale altora, să vezi minuni cu ochii tăi și mai ales, stimate Domn, să privești în ochi sfinți. Eu sunt convins, pot să bag mâna în foc, că am privit cu acești ochi ai mei, am privit în ochi sfinți. În spatele cărora, în ochii cărora, în spatele lor era cerul plin, într-adevăr, cu sfinți ai lui Hristos. Am dat mâna cu sfinți, cu oameni realmente sfinți. Sfințiți în nevoință, în asceză, în rugăciune și în închisorile comuniste. Am cunoscut toată marea pleiadă de monahi, de preoți mărturisitori, de teologi sclipitori și de intelectuali care au supraviețuit deșertului comunist și au ajuns până în 1989 să poată să mărturisească ceva despre credința lor. I-am cunoscut pe toți. Vă dați seama că din ei, în mod sigur, sunt sfinți. Unii din ei, sigur. Și cu atât mai mult, cu cât că această meserie este frumoasă, prin faptul că puteți să transmiteți oamenilor și să povestiți ceea ce întâlniți în toate pelerinările. Da. Imaginați-vă, sau să ne întrebăm așa, în câte meserii ochiul se umezește cu lacrima bucuriei? Hai să vedem. Sunt câteva. Dar totuși, este un tip de lacrimă și un tip de bucurie, da, duhovnicească. De multe ori sau în anumite cazuri este chiar o fericită întristare, o stare paradoxală în care, deși trist, reflexiv, gânditor, găsești resursele de a fi bucuros, de a schimba această stare și vezi că toată această alchimie a sufletului este foarte bine dărâmuită de el. Tu doar constați. E mult și atât. Faptul că totuși constați că pe viață, pe propria ta viață, au loc anumite schimbări, anumite procese, sufletești un metabolism al inimii duhovnicești, care se tot schimbă, care are tot felul de porniri, de urcușuri, coborâșuri, înaintări, stânga-dreapta. Este pur și simplu spectaculos să vezi propria devenire într-un Hristos. Nu mai spun altora. Chiar numele dumneavoastră, Bucuroiu, n-are cum să nu te ducă cu gândul la bucurii. Ziceți? Ați simțit vreodată că ați transmis bucurie oamenilor din jur? Mă gândesc aici chiar prin ceea ce faceți dumneavoastră, prin natura meseriei sau dumneavoastră ca om. Pot să spun un singur lucru. În primii ani am păstrat corespondența de la lumea credinței. Pe vremea aceea nu era e-mail, sau mă rog, foarte puțin se folosea e-mailul, nu era internet. Oamenii scriau scrisori. Stimate domnule director, sau cum spuneai, redactor, șef, dragă redacție. Avem câțiva saci cu scrisori din primii ani. Nu i-am aruncat pentru că aceea nu este maculatură. Acelea sunt lacrimi, sunt zâmbete, sunt stări, sunt trăiri, sunt minuni. Acolo este o parte din cronica mânturii noastre. Acolo, în acele pagini, în acele scrisori, scrise, mă rog, fiecare cum putea. Erau unele scrisori absolut emoționante care spuneau că prin noi au găsit credință, au găsit un preot și au găsit fericirea, în fine. Și era una dintre scrisori, era foarte scurt, era un scris tremurat, era clar că era o persoană în vârstă, țin minte, era o doamnă, a fost un moment de cumpănă la început în care nu eram sigur dacă mai putem continua, dacă mai avem suflu, dacă mai avem resurse și a scris atât. Dacă eu care am o viață obișnuită, am parte de atâtea ispite și de piede și de căderi, cum o fi la voi cei care aduceți atâta bucurie a atâtor zeci, sute sau câte or fi de mii de oameni? Semnat o credincioasă, o cititoare. Și am spus, da, adică dacă, un fel de mama vrâncioaia, dacă un om simplu, o femeie în vârstă, la nivelul vieții, vede câte-i piede și înțelege că totuși e o luptă continuă, dar emite în clipa în care te aduni într-o formulă redacțională și încerci să faci ceva la nivelul unei comunități mult mai mari, mult mai ample decât familia ta, viața ta, prietenii tăi, cercul tău restrâns. În clipa în care scoți capul și încerci să faci misiune, cateheză și, mă rog, să vorbești despre Hristos de pe un alt nivel, atunci apar niște ispite și niște piedici îngrozitoare. Nu spun că sunt de
natură metafizică, spirituală, întunecată, dar pur și simplu pot să constat la nivelul vieții mele, cronologic și concret, autobiografic, că au fost niște lupte și niște încercări teribile. N-am pierdut însă nimic, că m-ați întrebat dacă am pierdut ceva și care e prețul. Am câștigat. Sunt pe plus. Asta este cel mai important, să știm să ne bucurăm de lucrurile mici din viața fiecăruia. Și pentru că știu că din anul 1990 ați activat în presă și ați scris în prestigioase publicații ca România Liberă, Ziarul Azi, Ziua și așa mai departe, trebuie să menționăm și că ați fost director de programe al televiziunii Pax TV, dar și al TVR și director al TVR3. Dacă ar fi să vă întreb acum, ce ați alege? Televiziune sau presă scrisă? Aș fi subiectiv pentru că trebuie să fiu politicos, sunteți în casa mea și trebuie să spun televiziune. Dar prima dragoste în mod cer și aici mă simt eu cel mai bine. Nu sunt un orator bun, nu sunt un om de televiziune de nu știu ce calibru. Mă simt cel mai bine când scriu. Deci acela sunt eu. Deci dacă vreți să mă cunoașteți și să înțelegeți ceva în ceea ce mă privește, viața mea, ceea ce cred, ceea ce simt, ceea ce gândesc în paginile scrise. De altfel, trebuie să spun că într-o perioadă scurtă de timp o să apară și la editura Basilica un volum cu acele editoriale pe care le citesc în fiecare dimineață la TVR1, la Universul Credinței, sunt acele tâlcuiri pe marginea Evangheliei. Editura Basilica și Părintele Patriar mi-au făcut această deosebită cinste să găzduiască acest volum. Poate că nu întâmplătoare este nici venirea dumneavoastră la Facultatea de Teologie. Mulți dintre cei care ne urmăresc s-ar întreba cum de... Credeau cu toții că sunteți deja absolvent de teologie. Nu sunt. Am citit foarte mult, dar fără un fir anume, fără un fir călăuzitor. N-am citit cu metodă, cu sistem. De altfel și între cadrele facultății, părinții profesori, mai văd așa cât un zâmbet, nu ironic, dar mirat sau așa. Poate cu odinioară vă întâlneați în platourile de televiziune absolut, cu mulți dintre absolut. Ei. Absolut, unii din ei sunt chiar prieteni, adică ne știm de ani de zile, adică avem legături de prietenie de foarte mult timp. Și colegii, iarăși, și colegii se uită la mine unic așa, ca la o curiozitate. Este un exercițiu, odată, intelectual serios, trebuie de fiecare dată să te reinventezi, să te recalibrezi și să înțelegi cât poți și cum mai poți să faci anumite lucruri. Mi-era frică, eram chiar puțin anxios dacă voi face față făcând un lucru serios, adică mergând acolo, pur și simplu să învăț, nu ca să trec ca gâsca prin apă. Spre marea mea, spre imensa mea bucurie, pot să spun că am învățat așa, cu o frenezie care mi-a depășit așteptările, am umplut câteva caiete cu conspect despre disperarea familiei, care se uită și ea la mine așa puțin ciudat, totuși la 58 de ani să te apuci de teologie, să fii baby teolog, nu e chiar simplu. Dar experiența este fabuloasă și duhovnicul meu mi-a spus așa, frate, nu există școală mai înaltă decât școala care te învață despre Dumnezeu. Am băgat la cap acest lucru și chiar dacă am fost de partea cealaltă a altarului și a solei, chiar dacă am mai criticat sau am mai comentat anumite acțiuni, abateri sau cuvinte nepotrivite ale unor clerici, totdeauna mi-a părut rău când am greșit și mi-a părut rău în general, pentru că nu poți să te pui tu a fi mai isteț decât alții și a scoate în evidență ceea ce poate că nici n-ar trebui să fie scos. Acum însă îmi dau seama că a ține o predică bună, a face pastorație, a face cateheză și în special a face misiune de la nivelul unui om îmbrăcat în reverendă nu este simplu deloc, e chiar foarte, foarte greu. Discutam înainte să intrăm în această emisiune că ați avut câteva conferințe în care învățați, făceați anumite prelegeri referitoare la cum ar trebui să predice unii sau alții mai bine, privirea să fie către cameră, adică lucrurile acestea tehnice. Teoretice. Dacă acum ați trecut deja de o sesiune în cadrul Facultății de Teologie, cum mai vedeți lucrurile?
în mod sigur puțin altfel. Pe de cealaltă parte îmi dau seama că teologii au de partea lor un instrumentar formidabil de comunicare și mai ales au de partea lor ceva ce pot comunica doar ei. Nimeni altcineva de pe fața Pământului nu este în posesia unui asemenea adevăr care poate fi comunicat la nivel de excelență. Practic, dacă e să vorbim așa în termeni profesionali, au conținut. Au un conținut unic pe care nu-l are nimeni. Ei, conținutul ăsta fabulos, care înseamnă scripturile, tot ceea ce ne-a învățat Hristos și apoi Sfinții Părinți, acest conținut trebuie comunicat într-un fel anume. Deci nu atât ce, cât cum. O chestiune modală, ca să spun așa. Cum o comunici? Cum faci asta? Preoții au fost, din toate vremurile, cei mai buni comunicatori. Asta e clar. Acum sunt puțin timorați, acum sunt puțin înghesuiți de dinamica asta a unei lumi cârtitoare, cârcotașe. Dom'le, ce ne mai vinde gogoș, acum vine părintele sau popa și ne spune cât în lună și în stele. Este foarte greu să te păstrezi pe același nivel de credibilitate, de impact și de emoție. Mai mult decât informație, preoții și profesorii de religie trebuie să comunice emoția. Informația o poți lua de oriunde. Informația, un click, ai luat informația corectă, rapidă, verificată. Emoția însă nu poți să o iei decât de la un om care a fost la rândul lui cutremurat și traversat de un sentiment al credinței. Cine a fost străbătut de acest sentiment poate la rândul lui să comunice exact cum trebuie și să-l contamineze pe cel care îl ascultă de acest sentiment unic. Domnule Bucurăiu, ne apropiem de finalul acestei ediții, dar știu că ați crescut foarte mulți jurnaliști în jurul dumneavoastră, ați avut nenumărate prelegeri sau discuții cu studenții. Pe scurt, cum vedeți viitorul presei în România? Mai nu țin și predici. Viitorul presei în România este ca viitorul României și ca viitorul bisericii. Dacă nu ies la lumina cei oameni de foarte bună calitate și biserica, având de partea ei, fiind o instituție puternică, are forța de a gestiona și de a ocroti astfel de creșteri sănătoase. Statul român arată cum arată, cu instituții care arată cum arată. Gustul public este și el așa cum este, pe locuri pervertit de zona asta exclusiv sau excesiv comercială. De asta spun că sunt câteva entități, biserica și televiziunea publică. Aceste entități pot să ocrotească, pot să grească și pot să gireze adevărate valori ale unei prese pur și simplu sănătoase, utile, corecte și care să nu caute să facă acest prăpăd în rating și în audiență și în tiraje, pentru că este un rating fals și este un lucru care îndepărtează pe om de adevărul de credință sau adevărul care trebuie formulat într-un fel sau altul. Pe final, unde mai găsește sau ce înseamnă pentru Răzvan Bucuroiu bucuriile vieții? Bucuriile vieții? Dacă stăm să ne gândim că Sfântul Serafim de Sarov avea acest salut: Hristos a înviat, bucuria mea. Un om al credinței nu poate să fie decât bucuros. Dacă vezi un om al credinței posac, mofluz, târșindu-și picioarele, neîngrijit, trist, abătut, văzând numai apocalipse, numai demoni, legiuni de dragi care îl asediază pe el sau comunitatea lui, atunci acolo îți dai seama că nu e vorba despre o credință însușită corect, somatizată corect. Omul credinței trebuie să fie omul bucuriei. Dacă tot ceea ce faci tu, de la expresia feței, gesturi, body language și rodul muncii tale exprimă pe undeva bucurie, înseamnă că ești exact în acest duh creștin. Dacă ești morocănos, trebuie să te mai gândești. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și de telespectatorii noștri și sunt convins că ați adus bucurie în multe case ale românilor din țară, dar și din străinătate. Vă mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Aștept scrisorile dumneavoastră pe adresa redacției, dar și pe adresa de e-mail bucuriilevieții@trintastv.ro. Sunt Iulian Bobârnea și până săptămâna viitoare, când ne revedem la aceeași oră aici pe Trintas TV, vă doresc toate cele bune și nu uitați, bucurați-vă de viață! La revedere!